Dragii mei, frați și surori, și toți cei care iubiți pe Domnul Iisus Hristos și așteptați revenirea Lui, să zicem cu toții ca binecuvântat să fie Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. Amin. Amin. Frați și surori, suntem în casa lui Dumnezeu și socotesc, cum am spus azi dimineață, că este un loc minunat. Se întâmplă adesea că suntem în părtășie cu unii prieteni de-ai noștri, cu frați, cu surori, cu cei care au un loc special undeva în inima noastră. Și ne bucurăm împreună cu ei și parcă de multe ori nu ne-am mai despărțit unii de ceilalți. Personal așa simt. Am găsit în Cuvântul lui Dumnezeu niște oameni, niște ucenici ai Domnului Iisus Hristos, undeva pe un munte la schimbarea la față. Erau acolo în prezența Dumnezeirii. S-au simțit așa de bine. De ajuns ca unul dintre ei să spună să facem aici pretorii. Nu vorbea despre o colibă pentru el. Nici nu s-a gândit la el. Aș vrea să ne punem întrebare. Dacă ne simțim așa de bine în prezența celor pe care îi avem la inimă, a semenilor noștri, a cunoscuților noștri, a fraților de trup sau a fraților în Domnul Iisus Hristos, ne simțim bine în prezența lui Dumnezeu? Oarecum ne simțim în adunare? Am venit și în seara aceasta la adunare, am lăsat lucrurile noastre acasă. Și am venit în locul acesta. Dacă aș pune întrebarea, pentru ce am venit? Pentru ce am venit aici? Am venit fiecare, poate, cu starea noastră, într-un fel sau în alt. Când oamenii au venit la Domnul Iisus Hristos, niciunul dintre ei n-a venit să-i spună, Doamne, eu vreau să îmi dai nu știu ce bogății, nu știu ce avere. Domnul Iisus Hristos îi transmite lui Ioan Botezătorul în pușcărie, în închisoare și spune, merge și spune-ți lui Ioan, în celor săraci, îi se propovăduiește Evanghelia. Dacă aș pune întrebarea aceasta la adunare, ne considerăm printre săraci în Duhul? Din punct de vedere material, nu ducem lipsă de nimic. Și Dumnezeu, adesea ori și adesea ori, și totdeauna, deschide cerul și deschide zăgazurile cerului și de pâine de pâine la vreme. Pâinea din fiecare zi. De care de cele mai multe ori o considerăm așa de banal. Dar pentru sufletul nostru. Vă aduceți aminte de bogatul din Luca 12? De bogatul celuia care i-a rodit țarina. Așa de mult i-a rodit și așa de mult Dumnezeu a trimis binecuvântare peste pământ. Încât el a spus, nu mai am loc în ambarele mele. Știu ce am să fac. Am să-mi construiesc altele noi și mai mari. Și spunea el și am să spun sufletului meu.
Poate greșeala nu era așa de mare dacă spunea și am să spun firii mele sau trupului meu. El a spus am să spun sufletul meu. Dragii mei frați și surori, așa cum avem nevoie și Dumnezeu ne dă pâinea de cea de toate zilele, avem nevoie de hrana sufletului. Avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. În fiecare zi să ne hrănim cu El. Ar vrea ca în seara aceasta să vorbesc ceva care n-am mai vorbit niciodată în locul acesta. Și nu știu dacă s-a mai vorbit. Aș vrea să vă prezint cu ajutorul lui Dumnezeu o țară minunată. Aș vrea să vă prezint împărăția lui Dumnezeu. Și ce mai determinat ca să aleg acest gând în seara aceasta este pentru că am văzut că de multe ori când oamenii pornesc într-o călătorie și călătoria este mai lungă decât ei au crezut sau decât și-au propus și întâlnesc pe parcursul călătoriei tot felul de pietre și tot felul de probleme, tot felul de necazuri, de multe ori oamenii uită de fapt ținta la care s-au pornit. Și n-aș vrea ca în călătoria noastră pe acest pământ, ca și creștini, să uităm despre ținta spre care ne-am pornit. N-aș vrea să uităm de împărăția lui Dumnezeu care îi așteaptă pe cei care l-au iubit pe Domnul Iisus Hristos și care l-așteaptă în fiecare zi. Mi-aduc aminte, îngăduiți-mă într-o paranteză, mi-aduc aminte într-o prejurare când am fost în armată și am fost într-o unitate militară care îi spunea operativ. N-am lucrat nici o zi în armată. Știți că în România, cei care sunt cel puțin de vârsta mea, să lucra în armată, mai ales pe vremea vechiului regim. N-am lucrat nici măcar o zi. Și am făcut multe călătorii cu tot echipamentul acela militar, pe tren, în toate poligoanele din România. Și în călătorii odată spre poligonul 5, de lângă Munții Făgărași, am plecat din Cluj cu tot echipamentul pe tren și se oprea trenul la fiecare haltă. Se tot oprea. Și noi care eram acolo așezați cumva în compartiment cu scânduri de la un scaun la altul și saltele puse peste, dura 2-3 zile o călătorie. Și mai stăteam cu geam, capul pe geam și ne uitam așa pe unde trece trenul la copaci. Și mi-aduc aminte de un coleg care era foarte afectiv omul acesta. Era de undeva din părțile Oradei din Salonta. Mi-aduc aminte că într-o haltă s-a oprit trenul și era acolo o domnișoară. O impregnată de mișcare care ea făcea, dădea direcție trenului. Și am stat acolo câteva minute și după ce am plecat mai departe, l-am văzut că era tare trist, tare năgăjit. Își schimbase atitudinea. Și am crezut că e pasageră, dar l-am întrebat după aia, mă, dar ce s-a întâmplat? Și spre surprinderea noastră, celorlalți ne-a spus, domnișoara aceea mi-a căzut la inimă. Măi, nu se poate chiar așa. Tu ești în călătorie și n-are nicio șansă să se urce în tren și n-ai nicio șansă să coboră să o cunoști. Se întâmplă adesea în călătoria noastră pe acest pământ. Ca și creștini, avem lucruri și întâmpinăm lucruri mai frumoase și mai puțin frumoase. Și adesea se întâmplă că ne legăm inima
de cele care mi se par frumoase. Așa cum s-a întâmplat la colegul meu. A rămas fără rezultat, că noi ne-am continuat drumul. Dragii mei, m-a determinat lucrul acesta să vă provoc la o căutare după împărăția lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos spunea cu gura lui, căutați mai degrabă împărăția cerurilor și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Spun lucrul acesta pentru mine personal. Am plecat dintr-o țară și am văzut Canada, am văzut-o oarecum undeva la înălțime, la nu știu ce înălțime. Și nu după multă vreme, după ce am venit și am locuit aici, am văzut că, de fapt, tot pe pământ suntem. Și tot trecători suntem. Și aici sunt oameni săraci, și aici sunt oameni care mor, și aici sunt oameni care plâng, și aici sunt oameni necăjiți, și aici sunt oameni care vorbesc singuri pe stradă, și aici sunt oameni care spunea fratele Giovanni, eu mai rău când îți răspund și tu întrebărilor care le pui. Și aici. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață și ne vorbește. Dacă nu greșesc, în cartea Evreilor spune cuvântul lui Dumnezeu căci noi n-avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor săi, mă duc să vă pregătesc un loc. Am o întrebare pentru noi, pentru mine în primul rând și apoi pentru dumneavoastră. Domnul Iisus Hristos, în toată călătoria Lui pe acest pământ, în propovăduirea Lui, a vorbit vreodată lucruri care nu au fost în stare ca să le împlinească? A vorbit lucruri, promisiuni, care le-a spus numai așa ca să impresioneze pe ascultătorii Lui? Nici de cum. Dragii mei, ceea ce spune Domnul Iisus Hristos, mă duc să vă pregătesc un loc. Domnul Iisus Hristos ce spune este adevărat. El a plecat în ceruri să ne pregătească și nouă un loc. Și spune El și că unde sunt eu să fiți și voi cu mine. Lăudați să fie numele Domnului. Aș vrea să vă prezint locul acel despre care vorbea Domnul Iisus Hristos. Găsim în cuvântul lui Dumnezeu prin David în Psalmul 15, David își pune o întrebare și spune, Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Deci David, care era împărat, el nădăjduia într-o altă țară. Spune istoria, într-o paranteză, că pe vremea lui David, Israelul așa de mare a fost și a ocupat cele mai mari teritorii, cum nici până atunci și nici de atunci încoace, niciodată Israelul nu a avut așa de multe teritorii. Și foarte interesant, David se întreabă și vorbește de un cort. El a înțeles că aici, pe pământ, de fapt, nu este locul lui, nu este locul celor care îl iubesc pe Dumnezeu. El spune, cine va locui în cortul tău? Și în cartea Apocalipsei, fratele Iosif a citit în capitolul 21, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Slăviți și binecuvântați să fie Dumnezeu. Amin. Dragii mei, frați și surori, cuvântul lui Dumnezeu ne spune în primul rând despre această țară care vreau să o aduc înaintea dumneavoastră. Este diferită de oricare țară care cunoaște pe aici, pe acest pământ. Primul lucru cu care este diferită este veșnică. Împărăția lui Dumnezeu, spune cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 145 cu versetul 13. Împărăția ta este o împărăție veșnică și stăpânirea ta rămâne în picioare toate viacurile. Împărăția lui Dumnezeu este o împărăție veșnică.
Au trecut sisteme peste țări. Au trecut tot felul de reforme. Oamenii s-au dus și au venit alții. Sistemele s-au dus și au venit altele. Dar împărăția lui Dumnezeu, frați și surori, este veșnică. Și mai mult de atât, ar vrea să înțelegem o dată pentru totdeauna. Dumnezeu și Hristos este împărat în veci de veci în această împărăție. Acolo nu o să aibă nimeni șanse să voteze. Acolo să nu te gândești să te duci la fiecare an, 4 ani să facă alegeri. Acolo să nu te gândești că te duci și nu o să-ți placă sistemul de acolo. Împărăția ta este veșnică și stăpânirea ta ține toate viacurile. Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos va sta pe scaunul lui de domnie în vecii vecilor. Lăudați să fie numele Domnului! Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că aici pe pământ sunt lucruri care acolo în împărăția lui Dumnezeu nu sunt. Dacă te duci în țări și ar vrea să vă spun că am umblat prin harul lui Dumnezeu în câteva țări. Unele au fost mai de apreciat, altele mai puțin și niciodată n-aș vrea să mă mai duc în țările respective nume. Dar în împărăția lui Dumnezeu, pentru că se aseamănă între ele, unde una nu-i cealaltă. În împărăția lui Dumnezeu sunt lucruri care aici pe pământ niciodată nu trebuie să nădăjduiești la ele. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în împărăția lui Dumnezeu nu este nici mâncare și nu este nici băutură. Dacă cineva se gândește că acolo ce va mânca și ce va bea, ne spune cuvântul lui Dumnezeu căci acolo nu este. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Romanilor, în capitolul 14 cu versetul 17, cred că, haideți să citim cu toții, căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Primul lucru care îl găsim în împărăția lui Dumnezeu, spune cuvântul, este neprihănire. Cuvântul acesta, neprihănire, mulțumesc pentru apă, am uitat să spun lucrul acesta. Cuvântul acesta, neprihănire, înseamnă cineva care este despărțit de păcat. Un om neprihănit, un om fără de păcat. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în cartea lui Iov, că Dumnezeu se laudă cu Iov și zice lui Satana, l-ai văzut pe neprihănitul meu Iov? Ei, cuvântul lui Dumnezeu ne spune în cartea Romanilor că în acea țară, în împărăția lui Dumnezeu, este neprihănire. Acolo nu sunt oameni păcătoși. Acolo nu sunt oameni care mint. Acolo nu sunt oameni care înșală. Acolo nu sunt oameni care fură. Acolo nu sunt oameni care cerșesc pe nedrept. Poate mai sunt unii care într-adevăr au nevoie de ajutor. Dar sunt unii care cerșesc pe nedrept. Acolo nu sunt lucruri de genul acesta. Acolo nu sunt înșelători. Acolo nu sunt bețivi. Acolo nu sunt fumători. Acolo nu sunt oameni de genul acesta. Acolo este neprihănire. De aceea, frați și surori, în seara aceasta vă îndemn ca toți de aici ca să tindeți spre neprihănire. Adică despărțiți de păcat, să ne depărtăm tare de rău, spune cuvântul lui Dumnezeu, și să ne apropiem tare de bine. În felul acesta, în neprihănire aici, vom trăi și acolo neprihănire. Spunea frații că azi dimineață la ceasul de rugăciune, citat din cartea Apocalipsei, că cine este nedrept aici, să trăiască mai nedrept și în continuare. Cine este sfânt, să se sfințească în continuare, să fie mai sfânt. Dragii mei, în împărăția lui Dumnezeu este neprihănire. Sunt oameni sfinți. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu căci în împărăția lui Dumnezeu este pace. Mi-aduc aminte prin anii 80, îngăduiți-mă această paranteză, prin anii 80 când se vorbea în România și în estul Europei sau în toată lumea despre dezarmare.
era o problemă cu conflictul cu armele nucleare. Mi-aduc aminte că eram și eu la școală, eram elev și ne-a obligat și am ieșit pe stradă undeva în Cluj cu stegulețe și strigam dezarmare, dezarmare. Ca și cum ne-ar fi ascultată cineva. Și oamenii căutau o pace, dar o pace superficială și numai pace nu era. Spune cuvântul lui Dumnezeu că un al doilea lucru care îl găsim în Împărăția lui Dumnezeu este pace. Și știți de ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos este Domn al păcii. Cel care face pace aici, cel care este un om al păcii, aici pe pământ, va fi și acolo. Cel care este un om al cerții aici pe pământ, sau caută lucrurile cerții, acolo n-are șanse să ajungă, pentru că acolo este pace. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu că este bucurie în Duhul Sfânt. Dragii mei, frați și surori, aș vrea să vă pun o întrebare și aș vrea să nu răspundeți mie. Răspundeți-vă dumneavoastră fiecare. Cum vă simțiți când vă bucurați în Duhul Sfânt? Ați putea să exprimați această bucurie în cuvinte? Pavel Apostolul vorbește în Cartea Corintenilor celor din Corint, el spune așa, cunosc un om în Hristos. Vorbea despre el. Și spune el, dacă a fost răpit în Duhul, nu știu, dacă a fost răpit în trup, nu știu. Dar știu că omul acesta a fost răpit de Dumnezeu până la al treilea cer. Și spunea el, lucruri care am văzut acolo, la mintea omului nu s-au urcat. Și cuvinte care le-am auzit spunându-se acolo, nu i-a îngăduit unui om să le rostească. Să le rostească. În Împărăția lui Dumnezeu, dragii mei, este bucurie în Duhul Sfânt. Dacă aici, jos pe pământ, tot mai puțină bucurie este în Duhul Sfânt, aș vrea să vă spun că pentru cei care tind la bucuria în Duhul Sfânt, care cer Duhul Sfânt de la Dumnezeu, care acceptă Duhul Sfânt și care se bucură în Duhul Sfânt, se vor bucura într-o zi în Împărăția lui Dumnezeu. Lăudat și binecuvântat să fie numele Domnului. Întrebarea mea este, doriți să ajungeți acolo? Doriți să ajungeți în acea țară sau vi se pare că aici este ok? Vi se pare că este ok? Haideți să vedem ceva, ceea ce ne spune omului Dumnezeu, Ioan în Apocalipsă. Spune lucruri care acolo nu sunt, dar aici sunt. Și sunt destule de nu știi cum să fugi de ea. Spune cuvântul lui Dumnezeu, El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Aici pe pământ, în țara aceasta, în țara în care noi trăim, în țara din care am venit și în orice meleag oriunde te duce aici pe pământ, sunt atâtea lacrimi și suspine. Nici într-o țară poți să te duci în cea mai frumoasă țară care ți-ai închipuit. Și cea mai sigură și cea mai de bună stare în Luxemburg, unde spune că e cel mai bine. Am trecut și pe acolo și nu este adevărat. Și acolo oamenii mor, și acolo oamenii plâng, și acolo plâng copiii pentru părinți, și acolo plâng părinții pentru copii, și acolo își plâng soții soțiile și soțiile soții și acolo. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în țara făgăduită de Domnul Iisus Hristos, lacrimile nu mai sunt. Ați dori să mergeți în acea țară? Spune cuvântul lui Dumnezeu că nici moarte nu va fi acolo. Uitați-vă cu băgare de seamă. Uitați-vă cum mor oamenii în fiecare zi. Pentru că la intrare am păcat. Așa este dat ca omul să moară. Uitați-vă de multe ori când rămâne o familie cu 5, cu 6, cu 10 copii. Ce tragedie când moare mama sau moare tată. Parcă s-a ruinat totul. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în țara promisă de Domnul Iisus Hristos, acolo nu este moarte. Mi-aduc aminte de un frate păstor pe care dumneavoastră îl cunoașteți.
dar n-am să-i spun numele. Mi-aduc aminte, a fost pe la mine acasă, într-o zi când a fost pe aici, și am făcut o rugăciune cu dumnealui și când a deschis Biblia să citească cuvântul, am văzut în Biblia dumnealui o poză. Am văzut o poză a unui băiețel de vreo 90 ani. Nu i-am spus nimic, a citit, ne-a rugat și înainte să plece, l-am întrebat și i-am spus, am văzut o poză în Biblia dumitale. Știind că avea mai mulți copii, am zis, am văzut o poză cu un băiețel, mă gândesc că este ceva special pentru dumneata. Este unul care l-ai pus în poză, în Biblie. Și mi-a spus, este băiatul meu. A fost băiatul meu. Care la vârsta de 10 ani a avut o aprindere de creier. Și în câteva săptămâni a murit și a decedat. Și spunea el, o port în Biblie. Și de fiecare dată când o port, am pus undeva poza la mijlocul Bibliei. Și oriunde a deschide Biblia, spunea, când îmi deschid mâna, Biblia se împarte în două. Și văd poza lui. Și spunea dumnealui, mi-a dat un motiv în plus plecarea lui, ca să-mi doresc să plec în cerul. Spunea, iubesc pe Domnul Iisus Hristos, îl iubesc pe Dumnezeu. Și în același timp, așa de mult aș vrea și doresc să mă întâlnesc să-mi văd Fiul acolo în Împărăția lui Dumnezeu. Aș vrea să mă îndemn, frați și surori, căutați de grabă mai întâi Împărăția lui Dumnezeu. Nu vă mulțumiți cu lucrurile acestei lumi. Nu vă legați inima de lucrurile acestei trecătoare. Pentru că toate acestea vor trece. Toate aceste lucruri va veni o vreme când vor trece, spune cuvântul lui Dumnezeu. Cerurile și pământul vor trece cu trosne. Toate aceste lucruri. Îmi place de psalmistul Asaf. Îmi place ce spune în a doua parte a psalmului 73 și aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră aceste versete. Spune el și să mângâie începând de la versetul 23. Însă eu sunt totdeauna cu tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă. Mă vei călăuzi cu sfatul tău. Și apoi mă vei primi în slavă. Dragii mei, frați și surori, vă este dor de veșnicie? Vă este dor de veșnicie? Vedem în vremurile în care trăim, oamenii parcă sunt așa de plictisiți de pocăință. Oamenii parcă sunt așa de plictisiți de Scripturi. Oamenii sunt așa de plictisiți de mers la biserică, parcă pur și simplu nu mai găsesc nicio motivație. Aș vrea în seara aceasta ca Duhul lui Dumnezeu să trezească Duhul nostru. Aș vrea să pună noi un dor sfânt după veșnicie. Aș vrea ca Dumnezeu să trezească noi un dor după Împărăția lui Dumnezeu. Un dor după Țara Veșnică. Care așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Apocalipsei. Acolo nu vor mai fi dureri. Nu vor mai fi necazuri. Nu vei mai vedea oameni rătăjiți pe stradă, bolnavi. Va fi așa de minunat, frați și surori. Nu vă înșelați. Și la tine le spun același lucru. Nu vă înșelați ce vă spune școala. Că aici e tot și se limitează la tot. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Se vor termina lucrurile în veșnicia lui Dumnezeu. Și cei care l-au slujit pe Dumnezeu și cei care au crezut spusele Domnului Iisus Hristos, care spune să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Acest verset
întărește de două ori spusele Domnului Iisus Hristos. Nu spune aveți credință în mine. Spune aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Suntem doi care mărturisim același lucruri. Și spune în casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Nu este adevărat că sunt numai o mână de oameni, cum spun unii. Nu este adevărat. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune și spune cartea Apocalipsei, am văzut o gloată mare de oameni care nu putea fi numărată. Toți cei care trăiesc în neprihănire, toți cei care trăiesc în pace, toți cei care trăiesc în bucuria în Duhul Sfânt, într-o zi, și toți cei care iubesc venirea Domnului Iisus Hristos, într-o zi, se vor întâlni cu Domnul Iisus Hristos în împărăția Lui. Am fost într-o zi la o adunare, am fost undeva și m-au chemat să vorbesc puțin din Cuvântul lui Dumnezeu și m-am dus acolo la amvon și am spus câteva gânduri despre împărăția lui Dumnezeu și un frate mai îndrăznesc din sală, oarecum să mă corecteze puțin, mi-a spus, frate, suntem deja în împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este noi. Dar n-aș vrea să rămânem la stadiul acesta. Aș vrea să ne bucurăm acolo cu Dumnezeu. În împărăția lui. Domnul Iisus Hristos spune aici, și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi cu mine. Dragii mei, frați și surori, vă doriți să fiți în împărăția lui Dumnezeu cu Domnul Iisus Hristos? El ne dorește așa de mult. Aș vrea să fac o paranteză la începutul Scripturii. În ziua în care Dumnezeu a fost nevoit și forțat de atitudinea omului să-l scoată pe Adam și pe Eva afară din grădina Edenului. Să nu se gândească cineva că Dumnezeu i-a scos cu bucurie. Cred că Dumnezeu a fost trist și năcăjit când i-a scos din grădină. Cred că Dumnezeu a fost amărât când i-a scos din grădină și a fost supărat pe atitudinea lor. Dar aș vrea să vă aduc aminte. Cel care ne-a promis că ne pregătește un loc, cel care a făcut această promisiune, este Domnul Iisus Hristos, care a venit de acolo. Nimeni n-a venit de acolo să ne spună decât Domnul Iisus Hristos. El a venit de acolo și El știe ce este acolo. Și El a venit de acolo, a murit pentru noi, să ne dea nouă înfierea, să avem din nou parte cu El în împărăția lui Dumnezeu. Aș vrea să vă provoc în seara aceasta să nu mai trăim în indiferență. Să nu ne mai legăm de lucrurile acestei lumi, ci să ne ațintim privirile spre Hristos Domnul, care ne-a promis că va reveni și ne va lua în împărăția Lui. Aș vrea să mă cred la aceste cuvinte. Și aș vrea, frați și surori, să ne schimbăm atitudinile, să ne schimbăm comportamentele, aș vrea să ne schimbăm priorități. Dacă până aici prioritatea noastră n-a fost împărăția lui Dumnezeu, dacă până aici ne-am ocupat mai mult de lucrurile acestei lumi și ne-a luat așa de mult timp și de multe ori n-am avut timp nici să citim din Biblie, nici să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu, nici să vorbim cu frații, nici să ne bucurăm cu frații împreună. Ar vrea din seara aceasta să vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, schimbați-vă priorități. Să ne schimbăm cu toți priorități. Să căutăm împărăția lui Dumnezeu. Pentru că Cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Domnul Iisus Hristos vă readuc aminte. A spus, mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi cu mine. Am o întrebare pentru noi la sfârșitul mesajului meu. Doriți să fiți cu Domnul Iisus în locul în care ne l-a pregătit? El este gata.
este gata. Domnul Iisus așteaptă ziua în care Dumnezeu la strigătul lui Arhanghel va veni și va lua ce este al lui. Vă îndemn pe dumneavoastră și pe mine. Pregătiți-vă pentru ziua aceea. Ca în ziua aceea să ne găsească pregătiți. Domnul să ne ajute și să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Amin. Dragii mei, înainte de a încheia partea ședințelor aceasta cu rugăciune de mulțumire, aș vrea să vă reamintesc ceea ce s-a spus azi dimineață, și anume că în cursul săptămânii viitoare, sora Dorina urmează să se întoarcă în România. În rugăciunea aceasta, eu aș vrea să o încredințăm pe sora Dorina în mâna Domnului, se poartă de grijă. Să vegheze asupra dumneiei, nu doar în călătorie, ci și acolo unde va ajunge. Înainte de a vă chema să facem rugăciunea aceasta, am să-i dau lui sora Dorina, poate că dorește să spună câteva cuvinte fraților și surorilor din biserică și până când ajunge aici în față la un microfon, eu aș vrea să spun că mi-e pare rău de hotărârea pe care familia Mogovan a luat-o. Mă mânii doar cu gândul că au convingerea că vine de la Domnul lucrul acesta. Dacă Domnul a hotărât, atunci trebuie să acceptăm așa. Și zicem că Dumnezeu să-i binecuvânteze. Amin. Amin. Care prin sângele legământului celui veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus, Marele Păstor al Oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ce este plăcut prin Iisus Hristos, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Mulțumim pentru cuvântul acesta și aș vrea acum, în rugăciunea aceasta, să o încredințăm pe sora Dorina, în mâna bună a Domnului, copilașii dumneavoastră de asemenea, fratele Ioan mai rămâne pentru o vreme printre noi. Vă invit să vă ridicați împreună cu mine în picioare și aș vrea să mulțumim Domnului și să-i